Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege propus de UDMR, care prevede devansarea alegerilor prezidențiale. Anterior, proiectul a fost adoptat rapid și de Senat. Real, s-a modificat doar un aliniat al unui articol din legea 370/2004 pentru alegerea președintelui României. În forma adoptată, proiectul prevede, citez, ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc cu cel mult 3 luni anterioare lunii în care ajunge la termen mandatul de președinte. Cu cel puțin 75 de zile înainte a zilei votării, guvernul stabilește data alegerilor prin hotărâre. Alegerile prezidențiale ar trebui să aibă loc în decembrie, pentru că al doilea mandat al președintelui Klaus Iohannis se termină pe 21 decembrie. Coaliția de la guvernare, PSD-PNL, a stabilit săptămâna trecută datele la care vor avea loc cele două tururi ale alegerilor prezidențiale din acest an. Primul tur de alegeri va avea loc pe 15 septembrie, iar cel de-al doilea pe 29 septembrie. Deputații USR și Forța Dreptei au sesizat Curtea Constituțională a României pe legea adoptată de cele două camere ale Parlamentului, prin care se permite devansarea alegerilor prezidențiale. Iar Curtea Constituțională urmează să dezbată sesizarea pe 20 martie, au precizat oficialii ai CCR pentru Ager Press.